Shared Experiences. Sunt Mihaela Ghiță, vă invit să urmăriți și să descoperiți Shared Experiences. 6 artiști care provin din zone de practici diferite au avut acces la infrastructura tehnică și informațională a partenerilor de la Universitatea Politehnică și Universitatea de Vest din Timișoara. Centrată în jurul unei rezidențe care a avut loc vara aceasta la MV SciArt și în laboratoarele UPT, expoziția Shared Experience investighează modul în care practicile artistice și cele științifice se pot intersecta pentru a da naștere unor idei și concepte noi. Invitata mea este Loredana Nedelcu, curatoarea proiectului Shared Experiences. Pentru toți invitații mei de până acum am făcut eu o scurtă biografie în care povesteam unde s-au născut, în ce an, câți ani au, ce studii au absolvit. De data asta aș vrea să te prezint singură. Cine ești tu, Loredana Nedelcu? M-am născut în 13 mai 1997 în Caransebeș și sunt absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Am finalizat studiile anul trecut. Deci ești boboacă, cum s-ar spune. Cam așa, da, sunt la început în acest domeniu. Shared Experiences este un proiect al împărtășirii de experiențe care demonstrează puterea conexiunilor și a rețelei. Așa că aș vrea ca să ne împărtășești și tu din experiența ta de curator pentru Shared Experiences. Sunt încă la început în domeniu, mai am foarte multe lucruri de învățat. Este un an de când am început să lucrez la Maieta Spațiu alături de Mirela Plăduț. Într-un singur an am organizat alături de ea foarte multe expoziții, din care am învățat cum ar trebui să gestionez, de fapt, situațiile neprevăzute care apar. Cu ce provocări te-ai confruntat ca și curator? Cum te-ai folosit de experiența studiilor de arhitectură? Arhitectura m-a ajutat în gândirea spațiului. Mi-am propus, atunci când am terminat arhitectura, să rămân sensibilă față de spațiu și să ofer cât mai multe experiențe variate vizitatorilor care vor pătrunde în spațiul nostru. Astfel, în această expoziție am încercat să ofer fiecărei lucrări de artă spațiul său, astfel încât vizitatorii să intre într-o stare de contemplație, să intre într-un dialog cu fiecare lucrare, dar și cu ele în ansamblu. Cum a început proiectul și cum s-a desfășurat Shared Experiences? Proiectul a plecat cu ideea de a crea o rețea de colaborare între artiști din Timișoara și București. Artiștii sunt Dorian Bolca, Florian Macândia, Claudia Chiriță, Cătălin Crețu, Cosmin Haia și Liliana Merceoiu Popa. Pe lângă această rețea dintre artiști, am dorit să-i punem în relație și cu oamenii de știință din comunitatea Universității Politehnică Timișoara. Astfel, în vară s-a desfășurat o rezidență artistică, în urma căreia am avut ca rezultat această expoziție Fluido. Proiectul Shared Experiences este centrat în jurul unei rezidențe artistice care a avut loc la Timișoara. De fapt, proiectul are ca scop crearea unei rețele între artiștii din Timișoara și București și de a răspândi practicile artă-știință către un public tot mai larg. Shared Experiences este o abordare inovativă asupra felului în care o cercetare de natură științifică sau tehnologică poate fi accesibilă publicului prin intermediul artei aplicate. Astfel că scopul acestui proiect este să faciliteze colaborarea între profesioniști din domenii diverse, combinând abordări artistice și științifice pentru a dezvolta un limbaj artistic și pentru a răspândi ideile și practicile artă-știință către un public tot mai larg. Cum a decurs rezidența propriu? S-au venit artiștii și ce s-a întâmplat? Am avut diverse dialoguri, prezentări din partea colaboratorilor de la Universitatea de Vest, dar am fost și în foarte multe vizite de laborator la Politehnica Timișoara. La Shared Experiences împărtășim experiențe. Toți artiștii care au participat la
aceste rezidențe au împărtășit din experiența acestui proiect. Pe tine aș vrea să te întreb cum te-a purtat viața către o galerie de art and science. După arhitectură, ai găsit artă și știință. Da, chiar mă gândeam și eu zilele acestea, cum de am făcut pasul acesta. A fost destul de natural, pentru că încă din primii ani de facultate am început să fac voluntariat, m-am implicat în foarte multe proiecte culturale, am învățat management de proiect și încet, încet am mers spre zona de expoziții, de artă. Am început ca și custode, apoi ca voluntar în organizarea expozițiilor, în dialoguri cu curatori și așa mi-am dat seama că, de fapt, mi se potrivește mai mult zona aceasta teoretică și că mi-ar plăcea foarte mult să ajung să curatoriez în timp. Nu mă așteptam să fie atât de repede după facultate. A fost cumva neașteptat. A fost, de fapt, o întâmplare. Am aflat de la o prietenă că se caută oameni aici la Metaspațiu, pe departamentul de curatoriat și am venit la un interviu. M-am potrivit foarte bine la idei cu Mirela și am început colaborarea. Ai de-a face cu artiști, cu ideile lor, sau cel puțin asta s-a întâmplat în proiectul Shared Experiences. Ei produc lucrări. Spune-mi, nu tânjești la a fi artist activ mai degrabă decât curator în zona asta contemplativă? Nu, deși am avut și gândul ăsta de câteva ori, mi-ar plăcea să produc artă, doar că nu cred că am talentul necesar, așa că deocamdată o să rămân în zona de a citi, de a-i asculta pe artiști, de a încerca să le pun lucrările împreună în expoziții și să le transmit cât mai bine publicului. Cum te vezi peste 5 ani? E o întrebare Așa clasică. de interviu. Nu știu să-ți spun, sincer, pentru că dacă m-ai fi întrebat anul trecut, cum mă văd peste un an, sigur nu ți-aș fi spus curator. M-aș fi văzut încă asistent curator, învățând despre artiști, participând în spatele organizării expozițiilor, așa că peste 5 ani sper să curatoriez expoziții mult mai mari, mai închegate, să nu fie doar niște concepte care se află încă în proces de dezvoltare, să vedem unde mă poartă viața. Mulțumesc, Loredana Nedelcu. Shared Experiences este un proiect organizat de Asociația Metaspațiu, pornit de la premisa creării unei rețele de colaborare între artiștii din Timișoara și din București. La rezidențele Shared Experiences au participat Dorian Bolca, Floria Macândea, Claudia Chiriță, Cătălin Crățu, Cosmin Haiaș, Liliana Mercioiu Popa și oameni de știință din comunitatea Universității Politehnica Timișoara. Artiștii fac tranziția către tărâmul științelor exacte, al iterației științifice și al testării realității prin experimente de laborator, iar oamenii de știință își lărgesc orizonturile de cunoaștere și fac cunoștință cu alte tipuri de abordări. Arta și știința pot deveni centre de influență în conturarea unei noi rețele sociale și economice. Sunt Mihaela Ghiță, ați urmărit Shared Experiences.